O să mergeți în continuare la fonduri și la maratoane, în ciuda etapelor dificile de până acum? O să zburați? Da, nu știu. Deci am băgat la fond acum. Am trei porumbei care au zburat deja fondul de un an și am băgat doi porumbei, unul la 3 ani și unul la 2 ani, care n-au mai zburat fondul, dar s-au mai diminuat la demifond. Probabil că o să bag la tartu. N-am cum să joc, dar ăștia doi porumbei până atunci au o lună, au timp să se refacă Da, și o să-i da, bag la tartu, da. pentru că eu nu sunt Da, jucător. da. Din punctul meu de vedere, colombofilia este joc, e adrenalină, e căutare, e mergem până la lană. Înțelegi? Adică n-am rezerve. Da. Continui jocul de demifond, mai am trei concursuri de demifond, am echipă, deci am de unde să-mi aleg. Am câțiva porumbei care au zburat fondul și au venit unul târziu. Ăla care a venit primul la fond a făcut febră. Deci fondul ăsta care a fost e foarte greu. Porumbelul meu a venit bine. Deci primul porumbel la 2-3 și ceva, al meu a venit la 41 sfert, aproape un an. Da. Nu, porumbel la 2 ani pentru prima dată la fond a venit bine de tot. Adică sunt în față cu el, dar a făcut febră. A Și tras tare, da. acum, da, și acum l-am băgat undeva între femele, e un fel de sultan acolo, mănâncă. Am încercat ieri să-i dau drumul, am văzut că încă fâlfâie, sigur i-am făcut o injecție. Nu știu dacă anul ăsta mi-ar trebui, adică mi-ar fi trebuit în echipa de fond. Oricum, îl motivați bine într-un harem Da, de să vedem dacă stă femele. bine. Mai am un trestiu la care țineam foarte mult, din porumbei de... Din as, al doilea as la Mira, care era un porumbel al lui Cosmin Olteanu, cel la Battenburg cu Marc Polin, și care e un super porumbel, și acum am văzut că a pus carnevel, probabil va zbura încă un fond, să vedem ce mai vin acum. Mergem înainte, nu are sens. Dar am început deja, când a venit porumbelul dimineața, mă gândesc că bag la tartu. Oricum vreau să-l bag pe ăla care a venit de ziua mea, pentru că a zburat anul trecut tartu. Și mă gândeam să-l bag la tartu. Pentru că și ăsta au învățat acum. Au învățat să mănânce, au învățat să supraviețuiască. Asta e marea problemă, Da. înțeleg? Să învețe, pentru că sunt porumbei foarte buni care sunt habotnici și nu pot să învețe și atunci cad. Da. Ăștia au învățat. Originea lor este superbă, dacă îți arăt originea la amândoi. Adică e în ea și tot, și Limburg, cei doi campioni al lui Limburg, și Battenburg, și Kip, și Van der Poel, și... Adică origini excepționale la amândoi porumbei. Da. Deci nu am probleme. Sigur că mă gândesc că o să fur două ouă acum, că am pus cu pemele, iau două ouă, ei și revin și probabil îi bag la tartu. Dar merg înainte, n-am cum să renunț. Pentru că cred că colombofilia asta a fost... Țin minte că a fost un an când am avut 5 porumbei pe care i-am băgat la Budapesta și i-am pierdut pe toți 5 și au venit după niște luni de zile. Unul căzut la Făgăraș, unul prins prin București de nu știu cine. Deci am mai avut în viață niște povești din astea și am rămas în volieră cu 3 porumbei și am continuat. Cioc alb, cap alb, ochi alb, 3 frați. Și zburam orabița cu ei și stăteam în față cu ei. 3 aveam în cotez, 3 masculi. Deci au mai fost momente în viața mea, deci nu e. Părerea mea este că trebuie continuat. Ruta asta spre Sârbi încolo e foarte dificilă din punct de vedere. Spre... Ruta spre Sârbi, că spuneați de Oravița mai devreme, pentru A, nu știu, București. ruta spre Sârbi atunci a fost un fiasco pentru că E o rută dificilă. sporul ăla care s-a făcut în Croația, la Zagreb, cred, a venit un singur porumbel, Negorul Dinicu, din 800. Ăla era un porumbel american, dar s-a dovedit că avea ceva în creier. Pentru că la un moment dat, unul din prietenii noștri a cumpărat o fică din Negoro și a cumpărat-o când avea codiță atât în pod. A dus-o acasă la Fumații Copăceni, Dinu, chiar e vorba de Dinu, De Dinu Mihai. să povestească, și după vreo 2 ani bunicul lui a deschis ușa și a scăpat neagră. Și a găsit-o în pod la Dinicu. Întreabă, e real ce spun. Deci avea ceva Negoro în cap. Că nu a făcut carieră în România, n-a făcut, dar el e singurul porumbel care a venit pe ruta aia. Atunci ne-am speriat și am renunțat la zbor. Deci s-a zburat Oravița, Oravița e bună. Singurul lucru cu Oravița, știi care e? Când ajungeau lângă București, treceau pe terenul petrolier și cădeau în păcură. Țin minte că într-un an, Mazure, prietenul meu, avea, nu știu, 20-30 căzuți în păcură și a trebuit să renunțe la zbor. Nu că n-ar avea, dar pur și simplu era exasperat.
Iar la mine, țin minte, odată era multă lume, a venit un porumbel, a venit și în coada lui era unul căzut în păcură și eu mă rugam, Doamne, intră dacă mă atrage aia repede să nu murdărească, da? Era de sus până jos, nici nu știai ce să faci cu el. Da. Înțelegi? Adică ruta e bună, nu e rea, de Oravița jos, de la sud spre București, dar traversează Naipul și nu știu ce zonă în care sunt sonde. Și videle zona asta pe aici, da. Plus că, țin minte, într-un an eu m-am întors din America, am fost în America, m-am întors și am vorbit cu Mazăre. Și Mazăre mă întreba, băi, ai auzit de Naipul? Nu am auzit. Lasă că o să auzi tu. Ce Naipul, mă? Da. 40 de kilometri. E în Teleroman, da. La Naipul și la ora 4 după amiază nu aveam niciun porumbel. Da. Nu ți-am zis eu, a zis Mazăre, Naipul, hă? Deci, probabil că în zona aia sunt niște, deși eu recunosc că am avut niște rezultate pe zona aia. Deci artistul, dacă cineva ia istoriile, care era Fantastul Rozen, s-a ieșit campion pe ruta aia. Și venea primul, deci intra porumbel la mine și după aia intra porumbel aia care era înaintea mea. Țin minte că la un moment dat mi-au trimis la ultimul concurs, mi-au trimis observatori în curte. Și aia când a venit porumbelul, aia zice, i-a venit Mazăre, care nu zbura, că îi cădea un păcur, a zis, ia ieșiți mă, în afară, creația e dreacul să fii, aveți delegație. Deci a fost perioade din existență în care am zburat și am ieșit campion pe partea aia. Dar asta nu înseamnă că acum le spun eu, hai să zburăm, că am ieșit eu campion. Da. Pentru că era evident pentru mine că foarte mulți oameni le-a căzut porumbei în păcură. Și atunci, de ce să continuăm pe ruta asta? Așa, aceeași poveste cu Dubăsari. Pierdem porumbei, dar zburăm că vreau eu. Eu sunt Gogu. Și eu acum impun să zburăm la Oravița, că am câștigat eu cu artistul, da? Corbofilia da. Tuturor, nu e a mea. Da, merge înainte, corect. Da, și nu știu, mingea... Parcă cumva orgoliile au devenit atât de mari, parcă cumva totul e aiurea. Că mai e povestea asta de oameni care s-au îmbogățit sau oameni care fac bani foarte mulți, cumpără porumbei, se ocupă o vreme, după care se plictisește și se lasă. Sunt mai multe cazuri, au dat bani pe care n-am putut să fiu mai sus de 50. De-aia, dracule. Deci columbofilia nu e. Columbofilia, microbul e de mic. Da. Trebuie să ai ani, poți să te apuci de columbofilia la 40 de ani când ai făcut rost de bani și cumperi tu toți campioni. Da. Asta mi-aduce aminte de când eram copil, a venit un băiat unui colonel care a cumpărat toate păsările bune din... Știi că noi prindeam toamna păsări pe deal și cele mai bune cântătoare le-a cumpărat ăsta, înțelegi? De la ăla și a învățat să-și pună pe aia și să se ducă să prindă, înțelegi? Și nu prindea nimic, pentru că nu avea... Îți trebuie și aici ceva, un simț anume, umbla ăsta pe burtă să-i fure păsările din colibie, unii îl țineau de vorbă că era habubu, adică bănuiesc aceeași problemă și ăștia cu bani, cu porumbei, pentru că e o chestiune de observație, de simț, de... Da. N-ai cum, da? Din păcate asta e perioada în care trăim, înțelegi? Ori noi acum suntem în perioada în care venim după coronavirus. O să spun ce legătură are cu omul? Are. Pentru că tipul de existență îți determină și pasiunile. Da. Felul în care trăiești, felul în care... Noi nu trăim normal, am trăit. Acum am mai revenit la normal. Dar tu când ai venit pe stradă, aveai mască, deși nu mai trebuia să o porți. Da. Probabil că a rămas un reflex, înțeleg? Când m-am întâlnit cu tine, da, nu aveai mască. Da, da, da. Dar e un reflex, parcă am înnebunit cu toții. Da. Ori ăștia nu și-au vândut toate depozitele de mărci și atunci ne țin în tâmpenie să mai cumpărăm. Despre povestea asta nici nu vreau să vorbesc, pentru că nu vreau să... Mai am bine. Făcut într-o zi, am făcut un interviu cu prietenul meu, Adrian Cioroianu, istoricul, și la un moment dat am vorbit amândoi niște prostii cumplite vis-a-vis de povestea aia, că dacă cumva zici ceva de ruși, ești anti-american. Sau dacă cumva zici de ceva de american, ești anti-rus. Nu ești nici una, nici alta. Același lucru în columbofilie. Dacă vorbești de unul, ești împotriva lui ăla. Dacă îi vorbești de ăla, nu sunt împotriva nimănui. Îi respect pe toți, sunt colegii mei columbofili. Ei uneori uită că sunt colegii mei, deși eu nu fac paradă de asta. Și n-am făcut niciodată paradă de povestea asta. E prima oară când tu vii și filmezi în birou unde eu sunt președintele unui cineaștilor. N-am făcut paradă de chestia asta, că biroul e în centrul Bucureștiului, că am 500 de oameni, că și așa mai departe. De o altă condiție, de o altă categorie, n-am făcut paradă niciodată de asta.
Da, și nici nu mă interesează să fac paradă. Dar uneori sunt oameni care, având bani, cred că poate să jignească în dreapta stânga. Poziția socială uneori e mai importantă decât banii, înțelegi? Iar în colombofilie e 100%. Pentru că dacă iei pe Bândea, bătrânul Bândea, iei pe ăla care era zugrav în Rahova, nu știu cum îl chema. Da, știu, așa, știu. Iei pe frații Foișoreanu, iei pe aia toți, erau oameni care aveau puțină școală, dar aveau demnitate, aveau ținută, înțelegi, și aveau talent. Așa. Și talentul le dădea dreptul, talentul lor era ca o facultate. În colombofilie, dacă ai talent, e ca și cum ai absolvit facultatea de colombofilie. Da. Nu contează că ai 4 clase, 3 clase, 7 clase. E mâna și talentul. Da. Dar astea, la ora asta, sunt desuete. Noi, ce spun eu acum, o să râdă foarte mulți din generația tânără, zic, hai bă, lasă-ne cu poveștile astea. Da, așa e. Talentul e ca banul. Dacă l-ai, l-ai, dacă nu l-ai, nu l-ai. Asta vă spun eu sigur. Și vă poți să dai toți banii și toate mașinile și toate cravatele și tot ce crezi tu, dacă n-ai talent, n-ai. Degeaba. Și talentul înseamnă să ai puterea să te ocupi foarte mult de porumbei, să ai spirit de observație. Degeaba cumperi tot felul de porumbei, dacă nu ai timp să stai cu ei, dacă n-ai timp să... Sunt povești. Sigur, colombofilia e un sport uluitor care a degenerat ușor, ca toate sporturile, dar la colombofilie se simte cel mai tare. Ia ziarele din Belgia, citește și ai să vezi că toți vorbesc numai de bani. Da. Toate concursurile din Belgia. Reclamă multă, exact. Se vând porumbei. Cine cumpără? Da. Chinezii, japonezii, taiwanezii, da. Și se cumpără ei între ei. Tot așa, ambiții de tot felul. Îți mai spun ceva. Acum 10-12 ani, noi aveam un prieten în Portugalia, care era omul lui David Madera, da? Și David i-a aranjat să se ducă în Belgia să lucreze pentru un belgian. Eu îl întreb pe David, cum e? Bă, zice, lucrează la un nebun. Cum un nebun? Vine omul, portughezul, care avea o mică, dă o masă și zice, bă, la un nebun, are 800 de porumbei, nu știe nimic la porumbei, dar mă împins, da, mă, da. Bă, cine era ăla? Gino Click. Deci nebunul din vremea aia era Gino Click. Numai că Gino Click, în 10 ani, a învățat, a progresat, a cumpărat, a împerecheat și a devenit columbofil adevărat. Selectat, dar cu 10 ani înainte nu știa nimic. Este exemplu invers de om care se apucă la bătrânețe, dar e perseverent, caută, merge înainte. Eu l-am văzut, că l-a adus când a venit, l-a adus Sorin Florea atunci la Cluj și l-am văzut cu Bucaci, cu toată gașca și cu Patrick Delru. Am stat de vorbă cu el. E un tip foarte lucid, un tip real. Înțelegi? Adică nu e numai cu bani mulți. E un tip destupat la minte și care a făcut carieră. Iar la ora asta au apărut în foarte multe pedigree porumbei lui Gino Click, care sunt făcuți din porumbei de Vandenabele, din porumbei de Lala, de Lala, de Lala. Dar, repet, gluma e foarte tare, pentru că ăla portughezul spunea, băi, e un nebun, nu știe nimic, mă. Nu mai zice, stau anul ăsta și plecă, e nebun, face isterii, chestii. Și a și plecat în anul următor de la el. Așa am aflat eu prima dată despre Gino Click. Peste 10 ani am început să-mi spună, păi nu, că a câștigat Gino Click, a câștigat Gino... Și am întrebat, Gino Click? Da, Gino Click. Ok. Deci, s-au schimbat treburile, da. Deci, cum să spun, este singurul exemplu de om care a investit și care a început să-i placă columbofilia. Și acum este unul din columbofilii de bază. Înțelegi? Dar în rest știu doar columbofil care a pornit de mici. Adică de la tata, de la bunicu, de la unchiu, din copilărie, adică sunt foarte importante toate lucrurile astea, înțelegi? Deci, dar nu cred că columbofilia la ora asta are, deși România poate e țara cea mai avantajată, pentru că eu în clipa în care m-am uitat la expoziția națională, am văzut foarte mulți tineri, mulți tineri veniți cu femeile, deci la sărbătoare, îmbrăcați civilizat, da. Se dansa pe ringul de dans, deci s-a schimbat ceva de pe vremea mea, când totul era pe beție sub masă. Înțelegi? Adică ne îmbătăm, cădem sub masă. Da. Acum s-a emancipat. Toți acești oameni tineri să afle cu adevărat care e scopul columbofiliei. Da. Nu e scopul să-l bată nici pe vecinul, nu e scopul să-l bată nici pe la scopul, este ca el cu el, în interiorul lui, să fie mulțumit de propriul lui porumbei. Dar asta vor afla mai târziu.
Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate. Vă lăsăm acum, știind că mai aveți alte treburi. Ok, nicio problemă. Eu mă bucur că ne-am întâlnit, pentru că nu am mai vorbit de mult și cred că oamenii să nu-și piardă încrederea în columbofilie. Sunt foarte mulți oameni derutați. Părerea mea este să țină steagul sus, să meargă până la capăt și totul va reveni la normal. Vă mulțumim mult încă o dată. Ciao. Ok, ciao.